Cel puțin 20 de porci au fost uciși și îngropați după ce în satul Livadia din comuna Baru Mare a fost descoperit un focar de pestă porcină. Este singurul din județ, iar autoritățile au luat toate măsurile pentru evitarea propagării epidemiei. Potrivit DSVSA și instituției prefectului de Hunedoara, focarul a fost descoperit într-o crescătorie, 13 din 20 de porci din fermă erau morți la momentul în care au ajuns autoritățile, 7 au fost eutanasiați și toate animalele au fost îngropate conform legislației. Comitetul local de combatere a bolilor a luat acum toate măsurile pentru a evita propagarea epidemiei. 285 de focare de pestă porcină africană au apărut în crescătoriile din Europa de la începutul acestui an și numărul de cazuri numărate până la 1 septembrie este de aproape 71.000.